Bună ziua, Fiodor Fioz, bună ziua. Pentru un copil pe timpurile celea... Uite mai asta, lui Oist, deja e la Moscova. Ați primit o ofertă de a colabora cu un teatru din Italia. Italienii erau șocați cum noi, neștiind limba, vorbim atât de bine și încă și din scenă, îți dai seama. Noi spectacolele astea, le știam în trei limbi la perfecție. Ei se dă semnalul 1, semnalul 2, înainte de semnalul 3, vine... Ragazzi, ragazzi, vi prego, in italiano. Actorii sunt și ei oameni, au și ei stări, au și ei probleme, fie acasă, fie în, cumva, nu știu, un suflet. Eu am jucat spectacol mama fiind moartă în casă, deci eu am fost acasă, am stat o seară, am venit, am jucat spectacol, am seară acasă și a trezei, de exemplu, am îngropat-o pe mama. Ora de ras production prezintă. El așa, cum, tu vrei să vii la ora de ras? Nu e o zi acolo până Fiodor Fiodor și nu arde corect, o cană de vin. Corect, da, da, da. Dar cum așa? este Nu ca brat. Nu. O cim proastă. Vizial 100 grândă să se grau. Serialul Italia Patria noastră. Este acolo o scenă unde eu mănânc pe bune fasole arse. S -a, s a făcut Ileu. două, trei dubli și tot Mâncam, mâncam Cât timp încă Baba Eliana o să-și bată joc De politicieni în Moldevie? Dar nu-și bate joc Ea -i atenționează Cum îi să filmezi alături de soție? Dar e la casă e tot așa Cum e Fiodor eu. Invitatul din această seară este Petru Oistric, actor de teatru și cinema, artist al poporului și artist emerit. Bine ați venit în studioul nostru! Bine v-am găsit, bună seara! Suntem aproape de Paști, sărbătorile pascale, sărbătorile care aduc lumină în casă, la propriu vorbind. Am decis să facem acest podcast și mă bucur foarte mult. Mulțumesc pentru invitație și am acceptat cu drag să vin și sper să iasă o discuție pe măsura sărbătorii care vin. <laughs> eu, de când mă țin minte, domnule Petru, eu știu că dumneavoastră în fiecare rol, în orice rol care nu ați juca, și aici mă refer cumva film, cinema, acolo se ciocnește un pahar de vin. Eu propun să nu încălcăm tradiția, să o păstrăm și pentru această frumoasă întâlnire să dăm câte o... Da, cu drag. Câte un păhărel... Noi ne-am obișnuit să vedem pahari mai mari, dar noi da. începem cu puținul. Da, bine, Mult okay. sănătate. Și sănătate. să spune că trebuie ploaie multă, dar noi așa de mult aveam în ultimele zile, că eu nu mai știu de, pentru ce să servim un pahar de vin. De pentru doamne să fie paie și la vară. Noroc. <laughs> sănătate, numai bine. Așa, începem cu începutul. Petru Oistric, noi îl mai cunoaștem ca un al doilea nume, Fedor Fedorici. Okay. Noi, pe parcursul podcastului nostru de astăzi, cum mergem? Fiodor Fedorici mai mult sau Petru Oistric? Nu, haideți cu Petru Oistric, cu invitatul. <laughs> Apropo de Fedor Fedorici, eu, așa cum uh, și vreau să menționez de la bun început, de mult timp, de când mă țin eu în minte, de când vă cunosc pe dumneavoastră ca actor, ca persoană, cunosc acest nume de scenă, nume de, de televiziune, mai, nume bine, de televiziune, zis. mai da. bine zis. Cum vine povestea acestui nume de televiziune, de personaj? Bun, acest personaj, numele, hai să zicem așa, e la dată domnul Constantin Cheianu, dar a început totul de la ora de ras. Dacă mai țineți minte vreo 4-5 ani în urmă, încă se făceau mici scenete uh -huh. de familie, cu Fiodor Fiodor, și nevasta lui Tatiana. Așa. Și Simona, fiica. Deci vine... De acolo am pornit de la scenetele alea, a pornit pe urmă a fost propunerea să, să se facă un scenariu de film. Un serial autohton, care, după cum ați văzut, a și prins aripi și deja suntem la sezonul 3. Deci aici numele cumva... Despre Italia Patria noastră. Exact, da. Numele cumva domnul Constantin Cheianul le-a le creat. Dar știți... Aici strict cumva ar veni opinia mea, dumneavoastră în societate, atunci când vă cunoaște cineva, cum mai mult merge pe unda asta de nume oamenii pe bune, când vă cunosc în stradă, vă numesc Fiodor Fiodorăci sau Petru Oistric? Mai este un personaj Baba Asta, ah, okay. da. Bun. De obicei, așa, parcă nu, dacă nu vorbesc, nu mă prea cunosc, dar numai cum deschid gura, imediat ridic ochii în sus, chiar și la piață, când mă duc, de exemplu, spun, în ziua, dați-mi vă rog, imediat ridic ochii sus, v-am cunoscut după voce, v-am cunoscut după glas. Și deja fiecare, depinde care personaj este mai drag, ori Fiodor Fiodor, ori Baba Eleana. Aia îmi zice. Dar dacă e să vorbim aici despre personajul Fiodor Fiodor, ce știți, foarte mulți cumva uneori spun pe gânduri de ce totuși personajul sau numele de o melodie este mai cunoscută decât dacă îți vorbim și despre muzică, decât însuși interpretul. Pe dumneavoastră cumva vă supără uh, treaba asta? Nu știu, pune ori cineva vă strigă, spre exemplu, Feodor și dar nu cunoaște numele propriu zis a acestui Nu, autor. Nu, nu. Nu cred că este un motiv de supărare când nu spune domnul Petru sau nu știu cum acolo. Uh -huh. Nu. Mă strigă. Bună ziua, Feodor Feodorovici. ziua are un gust de vorbă, să ne schimbe o stau și la ascult, schimbăm o vorbă, două, la revedere, o zi bună, nu, nu mă super. Mă rog, astea sunt personaje care le interpretez și bineînțeles că interpretezi și bineînțeles că lumea mă strigă după numele personajelor. Dar asta este un semn bun. Înseamnă că lumea privește, le ține minte și le place. Inclusiv în teatru, dacă vrei să vezi dacă ți ești un rol, e bine atunci când chiar colegii te strigă după numele personajului din spectacol. Uh -huh. de exemplu Ion sau Badenae sau nu știu, depinde ce joci uneori colegii te mai strigă și după rol dar eu cred că Feodor Feodorovic este pe numărul 1 bine, e... în teatru nu, că mă rog, asta cum n-ar fi ține uh -huh. de partea cealaltă a publicului nu la care vine la teatru dar probabil uh -huh. că sunt și oameni care știu că joc eu și vin să-l vadă Feodor și nu știu trebuie de văzut în public acolo care este <laughs> Orice început, noi știm și obișnuim să, să vorbim despre el, pornește din copilărie. Copilăria dumneavoastră vine așa cum noi ne obișnuim să auzim de, de obicei, de la sat. Exact, da. Cum pornește a, drumul dumneavoastră, ca actor, din această copilărie, sper eu, frumoasă și interesantă, memorabilă? Cum pornește totul? Bine, totul a pornit din satul meu natal, satul Beștemac, Craionul Leova. Noi am, suntem cinci copii în familie, eu sunt al doilea de la urmă. Uh -huh. Da, copilăria a fost interesantă, ne jucam toate jocurile, văd în toată Moldova se joacă cam aceleași jocuri. <laughs> Dacă întrebi ceva, v ați jucat de asta? Da, dar și la tot exact așa. Dar aspirația așa pentru teatru, ca să zic, a apărut în clasa la șase, a 7 așa că am uh, participam tot mai des la sărbătorile care se organizau în școală, 8 martie, Anul uh -huh. nou, în tabără pe asa, când mă duceam uh, acolo iarăși eram printre participanții la orice spectacol sau ce se mai facea acolo timp de 10 zile cât stăteam la tabără. Uh, plus că era conducătorul nostru de clasă din sat Domnul Vitalie Grigorievici, el avea o pasiune față de teatru, el chiar scria și texte uh -huh. umoristice pe care ni le dădea mie, și încă mai erau vreo doi colegi acolo, băiați, băieți, băieți și fete, care și ei interpretau acele texte sau ce mai făcea al TVC-ului, știu că făcea. De școală, cum De școală, obiești, absolut, acum cam. Da, e... da, da, da. Și era o tradiție frumoasă, toți așteptau acest 8 martie, mm -hmm. pentru femei, pentru fetele de școală, 23 februarie, iarăși TVC-urile astea. Și cred că de atunci a pornit uh, pasiunea asta mea față de teatru, plus că mai veneau în turnee teatre vara pe timpuri. Și eu niciun spectacol nu la toate mă duceam, niciunul nu pierdeam. Cât veneau atâtea la toate, mă duceam, luați căune răsuptoară și mă duceam să privesc spectacolele și eram foarte curios cum actorii se îmbracă, cum se transformă, cum în autocarul ăla cu pierdelele trase și toți ieșeau prin spate pe acolo, surcau pe scărițe, în scenă, ei intrau, ei jucau. Era foarte curios pentru mine, eu tot procesul urmăream, tot vreau să văd de unde, cum, tot, 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 absolut. Și pe urmă, cel mai interesant a fost că în sat la noi erau numai o clase. Și eu eram unicul uh, din clasă unde conducătorul acesta de, clasă al nostru, a scris pe lângă că, mă rog, bață, bine, cu portare, portarea pe 5, exemplară, a mai scris că are talent actoricesc. Eu habar nu avem ce asta. În clasa 8 deci, din clasa 8-a, dumneavoastră, cumva, ați înțeles că... se mai așa, 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 așa când am început eu a înțelege, dacă acum am adus uh -huh. aminte, că în caracteristica mea de după o clasă era scris că are talent actoricesc. Dar dumneavoastră, din clasa 8-a, cumva, partea asta gimnazială, ați înțeles că drumul de mai departe... Trebuie pur și simplu. Sincer să fiu, da, numai că nu aveam idee. Se, de actor se învață sau se alege. Chiar așa acum mă -am amintez e, e ca vreau să fiu, dar cum? Unde să mă duc? Habar n-aveam. Și în gândul meu de copil așa, în mintea mea era că doamne, poate să mă duc să învăț de muzican, dar nu, nu pot mm -hmm. cânta nici la un instrument. Zic, cumva poate să mă duc să învăț de muzican și poate poate cumva de acolo, pe urmă, cum mă transfer sau cineva mă, vede și mă ia în teatru. Visam și eu așa, nu știam care o să fie, care e procedura ca să devii actor. Știți de ce vă întreb? Pentru că <coughs> la noi întotdeauna s-a obișnuit drumul ăsta al artei, fie muzicesc, fie actoricesc, întotdeauna e că, da, faci teatru, da, muzică, dacă atare și lucrezi. Este, da. Și de asta și cumva... Am mai auzit. <laughs> de, uh, vă întreb uh, de ce și, și pentru ce, pentru că uh, gândurile sau dorințele unui copil adolescent la asemenea chestii foarte repede să spulberă. Nu, la mine a fost constant și chiar au fost... Uh, unii profesori vreau să mă facă, de, de, de exemplu doamna profesoară de biologie și chimie, uh -huh. nu știu de ce, vedea în mine un viitor... Uh, profesor de chimie și biologie. Mie tare, nu, nu avem așa o înclinație deosebită, zic. Dar ea nu știu de ce vedea, că uite, aș fi un potențial profesor și mă chema așa facultative și avea o trânare așa mai specială față de mine. Mai când a zis, hai că eu o să vorbesc, tu nu mă duci și intră la la biologie și chimie și așa zic, bun, doamnă, bun. Și mă duceam la facultativele ei de, seara, la 5 erau. Și îmi dădea, și eu învățam, și îi plăcea că eu învățam, și eu adică, dar uite că n-a fost, tot și eu mă gândeam, nu, bun, mă duc, numai să nu nu super pe doamna profesoară, dar o să caut eu posibilități, să văd cum și tot ce o să mă fac actor. Adică... Ibeți cumva să învățați la școală? Sigur că da, da. Asta... Am a... terminat, ca să zic așa, și clasa 8 și clasa 10 uh -huh. Că am învățat doi ani în altă în unde mm -hmm. era cu 10 clase. La noi era numai o clase, școală mie de necompletă, se numea înainte așa. Și le-am terminat pe 5 și 4, adică nu 4 și 5, dar 5 și 4. Mai mulți de 5 aveam decât 4. Mm. Da. De admirat, pentru că... Pot să zic că învățam bine, da. Nu foarte bine, dar bine. <laughs> După uh, școala uh, gimnazială, pe atunci cumva se studiau câte clasă? Uh, 11? Uh, 10. 10. 10, da. După 10 clase, dumneavoastră, sau mai bine zis, drumul dumneavoastră, uh, din câte eu uh, am citit, se duce cumva la Moscova, nu? Da, eu am fost un, un norocos pentru că după 10 clase eu am nimerit deci la Moscova, din, cum să zic, de la. Drum lung! Drum lung și foarte. nu știu cum, direct, așa. Mm -hmm. De la țară, după clasa 10. Deci, eu la Chișinău, dacă fusese de vreo două ori până atunci, în general, în viața mea. Mm -hmm. Și op, mă trezesc că trebuie să plec cu trenul la Moscova. A Dar fost... cum ați ajuns dumneavoastră, sau mai bine zis, eu cred că Moscova asta, nu că concurență mare pentru un copil pe timpurile celea ca să bine adolescent să ajungă la Moscova, nu mai zic de drum însuși cât costă, cum costă? Nu, da. Cum ați ajuns dumneavoastră acolo? Bă, asta a fost un eveniment și pentru colegi și pentru sat, dacă vrei, uite, bă, asta, West, că uite mă, lui deja e la Moscova. Eu am intrat în luna iunie, pe 30 iunie undeva eu deja eram în la Moscova pe când alții încă nu dădusă exact, actele la universități pe aici pe la noi sau unde vreau să mai duc și toți, băi, cum ai intrat? Da, am intrat, uite mi-au spus că am intrat Asta vă sugerat cineva ca dumneavoastră să mergeți acolo? Nu, știu. nu, eu am numerit din greșeală. Acum să spun istoria cum a fost <laughs> deja dădusem de pare mi se examenele astea de absolvire de uh -huh. clasa 10 uh -huh. chiar îmi luasem și atestatul și mă gândeam unde să mă duc nu știam adică unde, cum la mine nu știu cum așa s-a întâmplat totul spontan așa când pe la orele 12 așa mă duceam la, să aduc o caldare de apă și mă vede profesoara de, o profesoară de la, din școală care uh -huh. primea literatura și arda și spune, Petru, uite aici este un anunț că se ia curs la Institutul de Arte, un curs de actorie. Spune, bine, unde, când? Mâine e concursul. Era ora 12 și la 1 trebuie să vină autobuzul, că era numai ăsta din sat până în Raion și de acolo, deci trebuie să la Chisinau. Atunci m-am întors înapoi cu ziarul ăsta în mână, cu anunțul ăla. L am citit, acolo erau două anunțuri, apropo. Dar mm -hmm. eu am știut mă pe ăsta, că e la e la primul. primul. Da, cu chenar negru, așa. M-am mm -hmm. dus acasă, zic, am dă bani, că mă duc la Chișinău. Eu îi mai spun lui un coleg, lui un băiat care era prietenul meu, zic, haidem la Chișinău, cu uite, mâine este concurs. Mm -hmm. Și ca să fim trebuie să mergem acum. Chiar dacă ca peste o oră, vine autobuzul și te plec. Rep, de pac, pac, am luat, ne-am pornit la Chișinău. El s -a, am ajuns, el s-a dus doar la sora, să eu la sora mea. Mm -hmm. A doua zi, ne-am trezit și ne pornim să căutăm deci era adresa Uniunii Oamenilor de Teatru, adresa veche, care eu așa și nu mai am văzut nici localul ăla, nu știu dacă el mai este, fost sediu a Uniunii Oamenilor de Teatru. Pe pușkin la Vale, colț cu columna, pare mi sau mai la Vale chiar. Bun, era un sediu acolo. Uh -huh. Eu mă pornesc cu sora mea, trebuia să fiu acolo la ora 10, pare mi Caut, caut, nu găsim, ne învârtim, ne ducem, nu găsim. Păi, într-un moment zic, bun, mă duc eu acasă. Simplu. Am găsit, mă duc acasă. <laughs> și parcă și acum văd că mă ridicam înapoi pe în la deal și când ajung la lumea copilor, mă uit în în și văd o grămadă mare de oameni. Mă rog, lume. Trec bulevardul și te mare și mă duc și eu acolo. Ce crezi că se întâmplă acolo? Admitere. Admitere, concurs. Deci primul tur, Uh, se uh, era preselecția pentru un grup de studenți care să meargă să studieze la Moscova. Eu stau pe gânduri. E Moscova departe, nu nu știu. E sunt da, să încerc, eu știu, hai să stăm și eu M-am oprit acolo. <laughs> din gravă, din mă... mai, mai să mă duc acasă. Nu, mă duc. Dacă este aici, mă duc. Lumii multă. Uh, eram, cred că vreo 300 ca din noi ăștia toți să ia 15 numai. Noi asta nu știam, dar mă rog. Asta în ce an? 89. 89, încă Uniunea Sovietică. Da, da, da. Da, era ultimul curs, comandă de stat, Ministerul Culturii de la noi, cu la de la noi. Noi am învățat gratis, apropo, cei ce acum eu înviț, că da, da. costă, din câte am aflat, eu vreo 20.000 de dolari un an de zile să învețe la, Institutul de Teatru și nu pe care l-am absolvit eu, acum, la moment. L-am hat, cred că e tot cam așa. Bun, și mă duc acolo, stau, stau, treceau câte zece, câte așa. Mă duc, trec și eu. Mă știu, deci am, am ajuns, mi-a spus, hai, cine ești? Încolo, încolo. Se selecta grupul de actori să fie pentru teatru din Cahul. Uh -huh. Eu am mai avut un, cum să zic, un atu, că eram de la sud. Exact. Leova și. mă Ca rog. Acolo, da. da. Ca hul și poate mai. așa. Să rămână acolo cumva. Da. Uh, am trecut foarte ușor. Așa, simplu cum eram, pregătit așa cum eram, fără cum se pregătesc acum, cu actori, chestii. Trebuie să nu. Eu am învățat un fragment din. Uh, la și din Ion Creangă, uh -huh. Fabula Doi câini trandafir de la Moldova, cânticul și poezie, era asta, când a fost să moară Ștefan, multe jale a fost în țară, el era cântic atunci, dar eu l-am, ca vers, da, spunea, da. ca poezie. Și la patul lui de marte toți boierii se adunară. Am învățat-o toată. Și deci am venit Hai, spune, ce spui? Și eu, de obicei, am început, începeam cu buc bucata. am mers, ce mai știi? Fabula, cântic... Am cântat un pic de știu, de la Moldova, pat. bine, felicitări, așteaptă rezultatul, am ieșit în Hol acolo și îmi spune să vin la Cahul, la ultima selecție. Deci eu din de turul întâi, ca să vorbim despre noroc, uh -huh. am avut deci norocul să nu mă duc acasă, dar să mă uit un pic la deal, să văd gramada aia de oameni nu găsesc ăla care cursul pentru Institutul de Teatru de Arte de la noi. Deci eu, eu m-am pornit la, con la, concursul ăla, dar am numerit la asta de la Mosco, Moscova. Și iarăși norocul mi-a zis să vin tocmai atunci la selecție în Cahul. sau o o de zile tocmai. Alți băieți au făcut turul 1, turul 2, turul 3. Aici în Chișinău, au venit de trei ori la Chișinău, deci eu n-am venit, eu am să direct la Cahul, am venit mulți au căzut la turul 2, alții la turul 3 deci eu de la turul 1 exact la ultima selecție am ajuns aia care au fost aleși pe urmă selecția ultima a fost la Cahol cu profesori veniți de la Moscova deja deci vreo 30 de tineri eram, băieți și fete conducătoarea noastră de grup a venit uh -huh. încă doi profesori de maestrie actorului care au dus cursul până la anul 4, a fost profesorul de mișcare scenică și de vorbire scenică. Toți care, pe urmă, ne-au învățat. Deci selecția a fost foarte riguroasă, pe urmă, mai ales la Cagul. Și acolo, iar, muzica a fost un efort extraordinar. Mulți se plângeau, n-au trecut. Eu, simplu, așa, nu știu cum, am trecut prin toate, ca până la urmă să fiu ales în printre ăia 15 care ați la Care Moscovă? a mers la Moscova, da. Asta vorbește cumva și de acea a, zicătoare unde talentul ăsta actoricesc nu este doar ce dar este și născut. Posibil, da, poate fi. Și cumva Când... el s-a strecolat înaintea mea, așa, și vină cu ace, vină cu an, și după... <laughs> Posibil, da, acum -a uș... Ați studiat, ar veni Trei sau patru 4 4 ani? Patru ani, 4 4 ani, ani, 4 da, 4 ani. Da. Cum au fost acolo la Moscova? Pentru, de ce iarăși aici vreau să accentuez, da, era gratis, dar pe lângă asta... Aveam o bursă, eu nu știu cum, dar eu trăiam numai din bursă. Era vreo 40 de ruble pe aremise, modest, dacă n-aș, nu chiar foarte modest. Trăiam numai din bursă... Dar la anul 2, când eram anul 2, a fost un concurs uh, intern. Uh Hudorjic uh, să ne citești, se numește în rusă. Uh, declamativă, ceva de genul ăsta. Uh -huh. Bun. Deci, poezii. Și eu am pregătit poezii în limba română și rusă. Apropo, studiile, studiile, studiile nu le-am făcut în rus, dar toate examenele la măestria actorului și la vorbirea scenică erau în română. Deci noi jucam piesele în român. Și la vorbirea scenică spuneam poezii și texte în română. Și ei au acceptat așa? Da. Din potrivă, profesoara asta de vorbire scenică ne-a învățat să pronunțăm cuvântul, da, litera L, moale și nu L, tare, cum eram noi rusificat îl foloseam și-l folosim și azi, mă rog, la noi se folosește, lău moale. Și mai multe, deci vorbirea scenică, clasică. Și la anul 2 a fost un concurs, uh -huh. concurs ăsta de declamație artistică, hai să o numim așa, și eu am luat locul 2. Locul 1 n-a fost. Și datorită locului ăsta 2, eu avem o bursă specială de la Cuzbas șina o bursă care era aproape ca bursa Lenin pe timpuri, uh -huh, ca uh -huh. sumă de bani. Deci era vreo 100 și vreo 20 de ruble. În Moldova salarii nu erau așa. La oameni, la țară. Era, la țară era 60, un tractorist avea vreo 90, nu știu cum acolo atunci, uh -huh, de ruble. Uh -huh. Și eu aveam bani, deja trăiam mai bine un pic. Ați Puteam, fost nevoit? Putem să, am, să nu am nici bursă, eu trăiam cu bani. Și am trăit toți patru ani, avea, am avut bursa asta toți patru ani. Nu ați fost nevoiți să, nu știu, să mergeți să mânciți perioade de astea? Nu, prea n-am. Unii colegi mai lucrau, dar lucrau mai mult pentru ca să să aibă, să aibă un apartament în centru. Măturători dimineața. Uh -huh. Alții mai făceau poze, atunci era la modă ieșise, apar, ieșise era, aparatele astea, nu, 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 ieșise aparatele astea Polaroid, care făceau poze într-o secundă, da. da. Bun, nu chiar secundă, în 10, ziceam. Uh -huh. uh, și ei îmi luau pe restaurante, pozau clienții bogați, ei plăteau și le dădea poza pe loc. Diferit, nu știu, chiar erau lucrat cineva sau nu. Dar cum... Eu n-am lucrat, adică noi tream la Cămin asta. Cum vi se părea pe atunci Moscova? De ce? Pentru că noi am mai avut aici invitații, ne spuneau că Moscova, ca experiență, parc destul de rece era. Nu, mie, nu știu, n-am simțit asta. Poate că, <laughs> nu știu, pentru mine era impresionat însă și orașul, Sinic, eu de la sa, de la orașul mm -hmm. Sali eram primele zile mă temeam să merg cu metrou singur, trebuia să merg cu cineva, că mă temeam că o și nu o să pot să ajung la cămin. Nu știu, n-am, avut senzația asta. Atunci încă nu erau chestiile astea cu stră, străini, nu știu ce, era tot un... un nu eram tot acasă. aceeași țară. Casa mea era un nesovietic toată. 1993, dumneavoastră vă angajați la Teatrul Național, nu, la Teatrul Eugen Ionescu. Dar el nu este la, național. Teatrul național, teatru da, național, da, național da, e Eugen Ionescu. Da. Primele roluri? Acolo le-am făcut primele roluri și poate a fost chiar și un noroc să ne de, în teatru ăsta, pentru că toți actorii care erau la momentul ăla în teatru erau tot absolvenți ai școlii de teatru Șciuchin. Mm. -hmm. Și cumva ne-am întâlnit generația un pic mai în vârstă și noi deja cumva am completat trupa și cam toți eram de la, cu școala făcută la Moscova. Și primele roluri acolo le-am făcut. Ce roluri ați jucat din primile, dacă vă primele? primele am făcut noi când am venit un spectacol de mișcare scenică și dans. Mhm. Mm fără cuvinte, un spectacol de ore 20 de minute se numea 6 și jumătate. Acolo erau bătaia scenică, scrimă, făcută bine, că nu eram absolvenți proaspăt, știam bine toate chestiile astea, și acolo la noi la Institut era o mare însemnătate să dea în la compartimentul ăsta, mișcare scenică și dans. Noi făceam dans clasic cu dansatoare de la Teatru Mare, nu. Oarecare dansatoare. Și aia cerea, domne să facem mâna, să ținem. Ca un baleron, nu contează că tu ești el student la. tu trebuia să faci cum cere doamna, profesionist. Și noi am făcut spectacolul ăsta, deci mișcare scenică, dans, luptă scenică, cu bătăi, cu sărituri, peste mese, cu scaune, cu. era interesant. Și cu spectacolul ăsta am fost invitați în Sardinia pe 10 zile și spectacolul jucam în piață, pe, piet pe pietre, mm -hmm. îți dai seama, noi așa de bine am însușit obiectul ăsta, mișcarea scenică, că noi făceam rostogoliri, căderi, pe piatră, în piață le făceam, fără ca să ne lovim, să ne... De exemplu, când te lovești, tu cazi jos, trebuie să cazi cumva, dar iarăși, eram foarte bine instruiți, am, am învățat bine mișcarea scenică la la institut și am jucat 10 spectacole în fiecare zi un spectacol în marele piețe din uh, orașul sau satul comunele unde ne duceam Paralel cu munca dumneavoastră de la Teatrul Național Eugen Ionescu, eu sincer nu cunoșteam până nu am citit dar în biografia dumneavoastră, ați primit o ofertă de a colabora cu un teatru din Italia. Teatru de, Casta... de Castalia. Teatru da. de Castalia, da, da, da. Era paralel, vine. Uh, nu. Deci, ca să revenim la primele roluri, deci asta a fost șase jumătate, a fost spectacolul nostru, adică mm -hmm. ca un regal, așa, după ce am absolvit. Pe urmă a urmat voce în Lumină Orbitoare de Petru o regie. Pe urmă a urmat Chirița, revizorul, spectacole de anvergură. Chirița, de exemplu, joacă și acum mm, la Teatrul da, Național da. Eugen Ionescu. Toate făcute de regizorul Petru Putcărău. Um, după aia, prin anii anul 99, a apărut oportunitatea asta de care ziceai de colaborarea cu Teatrul de Castalia. Un regizor italian, Andrei Battistini, venind pe la Chișinău, pe cea vă întreabă, ce, ne-a văzut și ne-a propus un proiect, deci să mergem în Italia, să jucăm acolo în limba italiană. O cunoșteați sau nu. Ați Noi nu știam limba deloc. Deci toți șase sau șapte colegi care am plecat în Italia nu știam limba, în afară de Andrei Sochir, că el cunoștea bine italiana. Am mai făcut ceva ore de italian aici, bineînțeles că n-am însușit-o din start, dar spectacolul care s-a montat a fost Maestru și Margareta, de Bulgakov. Un text greu, îți dai seama. Noi am învățat spectacolul ăsta pe rost. Am făcut traducere cât de cât ca să înțelegeți? Să înțelegem despre ce-i vorba, deci cuvânt cu cuvânt, să avem, să știm, să, să punem accentul corect mm -hmm. pe frază. L-am învățat pe de și am jucat în Italia primul an spectacolul să anima italiană în scene mari cu 1600 de spectatori italieni, Milano, Torino, Florența, Pisa. Băi italienii erau șocați cum noi ne știm limba vorbim atât de bine și încă și din scenă, îți dai seama că uh -huh. pentru noi e greu și în România să fim actori, că oricum avem accentul ăsta, basarabean vrem noi sau nu vrem. Ne mai vorbim din Rusia, chiar dacă știm limba rusă, accentul e ne oricum. absolut, da, e vădit, se vede. Păi uite, italienii în cazul ăsta erau foarte șocați, cum noi nu știm limba și vorbim, așa, pentru că ne mai întâlneam după asta și nu mă muțești așa, prin gesturi, cumva. <gânde> sau traducea Andrei. Ei bine, timp de șase ani am învățat noi totuși limba, că proiectul ăsta a durat șase ani. Am învățat limba, s-a mai, mai, montat încă trei spectacole, Polul Sud și Procesul de Kafka. Acum, experiența cea mai faină a fost că undeva a patrulea ani sau a cincilea de colaborare, noi aveam deja spectacolul ăsta Maestru și Margareta, și Polul Sud. Uh -huh. Noi spectacolele este le știam în trei limbi la perfecție. Polul Sud și Maestru și Margareta. În limba română, în limba rusă și limba italiană. Pentru că îmi pare că deja la, la al patrulea an de colaborare a fost un proiect, câștigase uh -huh. Andrei Batistini un proiect, uh, să, să jucăm pentru minoritățile naționale, deci ruși, români, și de acum și pentru italieni. Și biletul era simbolic acolo, un euro, și lumea venea la teatru, mă rog, să fățiată cu reclamă, să vină români, moldoveni, ruși, care na, care vrea să vină la teatru, nu are posibilitatea, dădea un, un euro simbolic și venea să vadă spectacolele astea în dependență de ce venea în sală, jucam și noi, ori în rusă, ori în română. Îți dai seama că de bine trebuia să știm noi textele, că nu știam în ce limbă jucăm de seară? Nu știam. În română, dacă erau mai mulți italieni, jucam în italiană, erau mai mulți ruși, jucam în rusă, erau mai mulți... Ăsta, deja regizorul vedea și s din sală mai multe limbă. schimbă schimbăm. Noi jucam, da. Odată a fost o nebunie totală că am jucat spectacolul Maestru și Margareta, Mm -hmm. în trei limbi concomitent. Voi să schimbați? A, f a fost așa, așa, așa experiment a fost. Deci în română, în rus și italiană. Eu puteam să te întreb în italiană, puteam să răspunz în de rusă? rusă, jumate de frază puteam să fie în italiană, jumate în română, jumate în rusă. Dar de ce ați decurs la o... Am vrut să facem așa un experiment. Și a reușit. A reușit. Nimeni nu s-a oprit, nimeni nu s-a toți, noi, așa de bine știam noi textul. Da, sală? E... Sala, mă rog, ni s-a spus că să facem un experiment și o să jucăm spectacol în trei limbi, dat fiind că auzim și română și rus, ca să nu supărăm pe cineva și italiană, jucăm în trei limbi. am jucat așa, îți dai seama, două ori jumate de, de, de În de, de text cu jumate așa, jumate așa, jumate așa și a mai fost o experiență tot de genul ăsta Deja cam anul 5 sau 6 eram noi în Italia, făcusem noi aici spectacolul Unchiuarea uh -huh. și l-am în română, a fost premieră, și după aia Batistini l-a văzut și a zis hai să-l facem și în italiană, să mergem și cu ăsta în Italia. L-am învățat în italiană, dar și română. Și tot așa ne-am dus să jucăm pentru, iarăși, comunități, cine o fie acolo, românii, astea. Ei bine, noi ne-am dus și ne-am dus la Torino și tot așa, deci primul spectacol, vedem cine vine, și, dar ne-am pregătit să-l jucăm în limba română. Ei se dă semnalul întâi, semnalul doi, înainte de semnalul trei, vine și ragați, ragați, vi prego, în italiano. <laughs> și am jucat spectacolul în Italia. Așa de bine îl știam. Trebuia să jucăm în română. A repetat în română. Foarte Și când ne-a spus că în italian, nu, n-am zis nu. L-am jucat în italian. De regulă, întotdeauna oamenii de artă, artiștii, actorii, sunt și ei oameni, au și ei stări, au și ei probleme, fie acasă, fiind cumva, nu știu, în suflet. Iar el, pe scenă, trebuie să fie actor. El trebuie exact. să joace așa cum este scris și starea lui să fie cumva după acel text. Voi, actorii, cum adesea vă luptați cu unele stări a, interioare pe care le aveți și vă dau bătăi de cap atunci când aveți un spectacol, un turneu? Bine, noi ne străduim, cred că, vreau să cred, toți actorii se trăduie ca Problemele personale, probleme de acasă, de orice gen, rămân în afara scenei. Din moment ce tu ai pășit în scenă, acolo tu ești actor, tu nu mai ești Petru Oistric de acasă, de stradă, nu știu de unde. Da, deci cam asta e. Probleme personale rămân în partea cealaltă. În scenă, tu ești actorul, tu joci personajul care este, îți faci datoria cinstit. Da, nu, am, aveți... nu amestecăm actoria cu problemele personale. Aveți situații, nu știu, poate mai puțin neplăcute sau poate amuzante, cumva, unde ați primit vreo noutate înainte de spectacol, cumva care, pur și simplu, mințele îl întorcea la 360 de grade și nu vi era pe spectacol. Și... Bun, să zic că am avut așa stresuri mari, n-aș putea spune. Au fost, cred că, unele situații, dar mă rog, dacă eu în scenă nu pot să ies, că eu acum m-am certat, cu cine și eu, dați-mi voie joc prost, asta e imposibil așa ceva. Oi, probabil stângeți telefoanele înainte de spectacol și nu, uitați... Na, de... Nu, 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 să mai, mă rog, nu le mai stingem, dar... Adică, de exemplu, eu am jucat spectacol mama fiind moartă în casă, deci eu am fost acasă, am stat o seară, am venit, am jucat spectacol, am acasă și a treze, de exemplu, am îngropat-o pe mama. Ei nu s am că la teatru cu durerea mea și cum să joc. Nu, am jucat spectacol și era o comedie chiar. Și lumea râdea și eu făceam ca lumea să râdă. Că... No. Alte situații, dacă mai fost o ceartă ceva sau nu știu ce, în spectacol cu cineva, eu ce trebuie să fac să nu joc? Ieși, joc, lumea nu vede că acolo este o problemă. Sau, nici nu trebuie. trebuie. Să nici nu trebuie, da, exact. Adică, nu, așa e. Problemele rămân în afara scenei. După teatrul lui Eugenie Ionescu, dumneavoastră mergeți la Teatrul Național Mihai Da, deci a fost perioada asta cu Teatrul că, de Castalia da, și după, și după aia aia, Teatrul Național la... din 2004. Până cred. în prezent. Până în prezent, da. Mm, mult. Mulți. Ani. Păi alții da. au și 60 de ani lucrați în teatru. <laughs> nu e <-i> nicio problemă. <laughs> Încă Dar nu sunt mulți. De ce nu v-ați întors înapoi la Eugenie Ionescu? Păi nu ne-am întors că a fost o, o situație așa mai neplăcută. Pentru că noi trebuia să alegem ori să rămânem în teatru, ori să plecăm în Italia. Mm -hmm. Cumva nu ni s-a dat șansa de a combina... Probabil că era și greu pentru un teatru. Hai că patru luni nu jucăm, că iată, nu sunt actorii. Na. Și voi atunci ați plecat cu Și așapte. Atunci noi am hotărât, da, fiecare, personal, n-am zis că fiecare a hotărât pentru sine. Băi, pleci sau rămâi, asta a fost. Și toți au hotărât să plece. Toți care erau implicați în, în proiectul ăsta cu teatru Castale mm -hmm. din Italia. Dar voi acolo ați avut gen. O o anumită perioadă în Italia să jucați și după... Sau da, ați... noi ne duceam pe perioade scurte. Inițial era Adică nu luni... ca o propunere să rămâneți acolo pe nu, nu, steliste. nu, asta era proiect. Atât. Nu, 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 noi ne duceam pe două luni, pe trei luni, patru luni. Cel mai mult a fost, cred că, jumătate de an, ultimul an, îmi pare, Mi se... A fost jumătate de an. Și noi cu banii care îi făceam acolo, veneam aici, nu eram angajați nicăieri. Și trăiam cu banii aia care îi făceam în să trăiam aici. Au mai crescut salariile între timp? Nu, nu. Noi, noi atunci. primeam salariile actorilor de aici, da, sau noastre din... A, a, a voastră de aici, de, 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 din teatru acum. A, bun, diferența este, cum eram atunci, da, normal că este. Atunci era foarte puțin, acum cât de cât... Nu e mult, dar nu e ca atunci, normal că și prețurile sunt altele, adică nu putem să rămânem la salariul de cât șase ani în urmă. Eu știu că întotdeauna noi, Moldova, când vorbim despre teatru, primele gânduri se duc salariile salarii Foarte mici, mici, nu mici. Salariile mici, mici da. foarte mici. Adică asta este un subiect deja, cred eu, un tabu, un subiect. Da, da, din păcate asta este. Salariile sunt foarte mici la actori. Mm, și... Eu... Bineînțeles că îmi răspund singur la întrebarea, nu se trăiește dintr-un salariu de actor. Nu, Astăzi, nu, nu categoric. Pe lângă asta trebuie să mai faci ceva. Pe lângă asta trebuie să... și mulți actori profesează pe la școlile cu profil de teatru, alții mai colaborează cu televiziune, alții la Academia de Teatru sunt profesori, foarte mulți actori. Alții mai predau lecții particulare, uh -huh. Cam toți au încă două, trei joburi pe lângă salariul de actor, ca altfel. E... Dar nu reziști, nu, nu. Nu știu dacă este vreun actor care trăiește numai pe salariul de la teatru. Chiar nu cred că este așa, actor. Dar uh, depinde, nu știu, în teatru, cumva, de vânzarea de bilete, poate. Cred că da, eu cred că da. Dar așa. asta mai puțin ajunge la actori. Nu știu, ba ba da, cred că sub, sub o anumită formă, adică mai vin niște premii, mai vin. Eu cred că se simte, da. Și e foarte important pentru un teatru să aibă vânzări. Practic, aia sunt banii cu care teatru trăiește, cu care teatru poate să mai monteze spectacole, poate să mai dea de sărbători niște premii la actori. Da, contează foarte mult câți bani uh, vin în teatru. Eu, când mă uitam uh, uh, CV-ul dumneavoastră de pe Teatrul Național Mihai Minescu, atâtea roluri ca și premii, așa mergeam cu cursorul. Mm, da. <laughs> Despre roluri, vreau să vă întreb: care, în opinia dumneavoastră, este cel mai bun rol care vi se potrivește, cel mai preferat jucat, cel mai nu știu, care vă regăsiți dumneavoastră și din suflet. Toate rolurile îmi sunt dragi, toate. Chiar și ale mici. Este o vorbă rusă că nu sunt roluri mici, sunt actori mici. Da? Așa că nu, nu pot să delimitez cu tine, asta e rolul ăsta, doamne, rolul ăsta. Eu în fiecare rol mă dedau și îl creez ca pe un rol rol cu r mare, hai să zic așa, dacă, chiar nu-i mare. Ora de ras Production prezintă Petru Gaibu, Irina Boclincă și special guestul Petru Oistric în super blockbusterul. Asta e abit timpuri, da? <laughs> da, da, da. Frumos! Ora de ras, aceste sketch -uri. Sunt scrise toate de domnul Cheianu. Da. Textele, cel puțin, ale personajelor astea, sunt scrise de dumnealui, da. Asta vine pentru dumneavoastră ca primile experiențe în televiziune? Mă refer aici la rolurile astea. Bun, comedii. cred că. Da, cred că. Bun, până asta e dacă putem să numim și spoturile care le făceam, mm -hmm. tot mici, că acolo tot erau mici, scenete, mici povestiri. Dar la, în televiziune, da, ei au fost primele, că altele... Din 2009, dacă nu mă greșesc, Din 2000... când s-a lansat jurnalul, atunci s a apărut... Un apără... an, mai târziu, un an Or, jumate 2010. mai târziu, un an jumate mai târziu, da. 2010, așa. 2010, cred că da. Dacă e să vă întreb astăzi acum, bine, a apărut o ora de rasă, ora de rasă în deosebi cumva este diversificată ca, ca content, noi al numim așa, mm -hmm. cum ați ajuns dumneavoastră la jurnal și, bineînțeles, dacă v-au fost complicat să acceptați, pentru că televiziunea este un pic despre altceva și este un pic altfel. Și acolo sunt subiecte sociale destul de interesante, inclusiv compot, 5 litri. Sunt, sunt, e inclus. mâncați de la magazin. Politice, uh -huh. care tot trebuie să-ți asumi un pic și riscul, dacă vrei. Bă, cum a fost? A fost iarăși norocul, cred. Eu îmi doream să. îmi doream ceva din televiziune, ceva, ceva. Undeva, cumva. Și a apărut o de raz și mă uitam așa, mai zic, uite aici parc, 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 parc ar fi bine să dacu, nu știu și tot uitându-mă așa la o emisiune acolo era Petru Gaibu și mai era actorul Ionel cocieru, Ion, uh -huh. Cocieru, Cocieru, uh -huh. da și el, mă uit la un moment dat nu știu ce netă se juca acolo și îl întreabă pe ăsta, dar unde e? era uh, Valera și Sio, Sioma și Valera, sioma și, Valera. Așa. și la un moment dat îl întreabă Sioma, dar unde e Valera? Și, zice, și el zice că a plecat la Moscova Și nu mai vine Și eu mă gândesc precis Că nu mai este la televiziune Mă gândesc eu mm -hmm. Că a plecat și nu mai vine A plecat la Moscova <laughs> Și atunci Băi, zic, dar și Mihaela Măi, poate Deci a coincis Mihaela zic, măi, poate el sună pe Anatol să vezi Măi, zic, la asta mă gândeam și eu să sun pe Anatol Zic, cap sună la mu Și-l sun la mu Zic, Anatol, pe Anatol normal Noi deja eram colegi la Teatrul Național Da, 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 da. Și eu sunt pe Anatol Zic, Anatol, salut mai dar pare că eu nu mai este Că am văzut și-o nu mai este Stai să... Uite, dacă, na, dacă poate vreți sau doriți, aș putea zic, să vin eu. El n-a crezut că eu... El așa, tu vrei să vii la ora de ras? Zic, da. Bine, hai, nu știu ce. Deci s-a întâmplat uh, imediat. Cumva. Vorbesc mm -hmm. cu domnul Cheian, nu știu ce, acolo vorbim, papac. Știi, sun și mă sună sunat și zic, da, vine. Și s-a început, deci... Uh, Primul... Mai întâi eram eu cu fiica mea, Simona, da. și cu Sioma. mirele, potențialul mire mm -hmm. după aia a apărut Mihaela deja ca să mai în, mm -hmm. soția mea deja din viață și în, în sketchurile astea și pe urmă a continuat cu ideea de film primul serial. vostru sketch a fost uh, când Simona l-a dus pe seama exact acasă, Așa, exact să mă prezinte da. <laughs> da aia a fost prima scenă da Știți că este o vorbă în popor, uh, iarăși, cum dumneavoastră ziceți că toate rolurile vă plăceau. Uh, cel, uh, primul este cel mai bun. Considerați că este cel mai reușit, cel mai bun sketch uh, din... Nu, nu, depinde de tematică. Au fost multe după alea. Noi știu. De exemplu, mi îmi <laughs> place foarte mult când <laughs> Schetciul ăsta când vorbește Iban cu Feodor Feodorovici, uh -huh, de exemplu. Uh -huh, uh -huh. Dar au fost și acolo situații foarte interesante. Chiar unii le, le privesc și mă amuză foarte tare. N A fost și la bun, dar mai sunt și altele bune. N-aș putea zice că la e. Noi putem să zicem că datorită, uh, nu știu, sau din imaginea acestor sketchuri personajele de acolo, care oamenii cumva s-au obișnuit cu voi, v-au și cunoscut, apare serialul Italia Patria noastră Corect? Da? De acolo a pornit. Se cerea cumva o continuitate în formă Se cerea de. Se serial... o continuitate și ceva mai mult decât alea 5 minute care apăreau de 2 sau de trei ori pe lună sau poate chiar o dată. Mm -hmm. Am făcut primul sezon, deci era un proiect, americanii pare mi se au dat niște bani, AIREX Moldova, organizația asta, s-a mers deja pe ideea să fie prezent oamenii din sat, nu numai noi, au apărut personajele deci, care le-ați văzut deja în film, sezonul întâi a mers foarte bine, s-a solicitat foarte mult să fac și sezonul 2, s-a făcut și sezonul 3, acum să vedem dacă urmează sezonul 4. Am da. Scenariul se scrie, deci, la, De la zi, practic. Uh -huh. Îmi pare că la sezonul 2, domnul Cheian nu reușea să... Noi filmam nu reușea să, să vină cu scrisul, cu scenile. Amoș, amoș, vorbim că despre vorba aia despre amoș. Dar, iată, și în aceste sketch-uri făcute la ora de ras și în Italia patria noastră, intensiv, personajul dumneavoastră nu e nu o ză acolo până în Fiodor Fiodor și nu arde o cană de jen. Corect, da, da, da. Aici vreau să vă întreb, de ce, și să recunoaștem, place la moldoveni imaginea asta între un pahar de jen, doi chifali, o coadă de șapă. Și o vorbă bună, da. Și o vorbă bună. Păi nu știu, asta, în primul rând, că... Probabil și dramaturgul sau autorul scenariului s-a străduit să redea viața de la țară așa cum este ea, fără... Și la, țară așa e. Nu treci o zi fără un pahar de vin, fără o beție, fără o... Mâncai plășintă? Da, da, adică... Și inclusiv personajele astea care sunt, eu m-am străduit în personajul ăsta, Fedor Fedor, să bag toți, toți tipii care sunt prin, prin toate satele Moldovei, vreo 2-3 de ăștia prin sat, sunt e, și glumeți, și mai băutori, și mai așa. Păi, mai, mm -hmm. știi tot satul, știi cum. <laughs> Dar, iată, aici, tot aici vreau să vă întreb despre recuzita asta voastră. Mm -hmm. Eu, și bineînțeles că noi vrem să știm sau să confirmați că acolo, pe bune, nu este vin. Sigur că nu, 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 nu. De exemplu, în sezonul întâi, este acolo o scenă unde eu mănânc pe bune fasole arse. S-au făcut leu. două, trei dubli și tot. Mâncam, mâncam și beam cu <laughs> suc de carcade. <laughs> nu suc, ceai de carcade. Care e și încă dacă nu-i pui zahăr cât trebuie. Și m-am trezit că am băut 5 litri de carcadă de ceana, și am mâncat vreo jumate de cea, unul de fasole arsă, pe buni arsă. E ca să te uiți în uh, sezonul 3, pare mi seria a doua. Da. Când el vorbește acolo cu, cu <laughs> de, Osmosul. de venita, da. <laughs> și el mănâncă fasole și îți am făcut și dubling. În alte, în alte dubli, uh, iarăși m-am trezit că am băut tot vreo șase litri de suc de granată. Eu după asta stau și de am dacă mă gândeam în momentul ăla, probabil că așa eu nu am simțit că le-am băut. După aia m-am realizat dacă dar cum am putut eu să beau atâta? Și încă bine că nu mi-e rău? Adică a trecut etapa deja, zic, uite, și măcar bine că nu mi-e rău. Măcar. Dar dacă îmi puneam problema asta înainte de filmări, dar așa nu, și zic, faci duble, duble, hai încă o hai mai bem, hai bem, 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 și când te trezești că am băut șase litri de suc de granată. Noi... Uh, Dar alcool categoric nu s-a bun niciodată, în primul rând că eu nu servesc, adică... Asta și voiam cu vă să vă întreb. Niciodată Noi ne-am obișnuit nu... să vedem cât de profesional dumneavoastră duceți paharul și cana la gură. Și cum pe etate omul se <laughs> îmbată mai mult, mai mult, mai mult, până ajunge. <laughs> în viața de zi, cu zi? Nu, nu servesc deloc alcool. De mult timp nu serviți sau... Am vreo 22 de ani. Dar cum așa? Iată... eu am mai întâlnit paradoxul astea unde uh, se joacă roluri și omul pe bune nu consumă alcool. Asta e, cum să zic eu... Uh... Pentru că, dacă e să o întrebăm pe măca Marusia de la țară care v-a văzut pe dumneavoastră, e da' păi și la alcoolică și la... În comentarii mulți așa să scriu, săracul <laughs> de, de capul lui. capului. <laughs> nu, nu scriu așa chiar, dar adică da. Sc... Bun, este un banc în limba, în, în limba rusă, cred că ar suna mai bine, că vine un actor tânăr la, în teatru, la tru, în trupa teatrului și uh -huh. îi se dă un rol și Или требуется, что он бесив. Почему ты, ну прям, с душевной треппелной моей вырсты? Извините, пожалуйста, вот если можно, по-моему, обратиться, можно, да, можно. И вот скажите, пожалуйста, вы метр сто лет в театре работали, потом мне дали роль, я должен сыграть пьяного. Вот как по-вашему, как вот, ну, я немножко не знаю, как. Nu, ca, frate, e foarte simplu. v 100 grame, grind să se grea. da, nu puteți, nu, în al doilea act, ia trebuie să fii trezvam. Nu, dar asta e un trebuie să se grea. Așa, și aici. să se șe, și la partea ce Că ai putea să înlocuiești dacă ai da. Bun, astea toate iarăși tot ce facem noi actorii tot, totul este observație din viață. Uh -huh. Nu tot timpul ne spunea la institut, uh, iarăși nu o să în limba rusă, uh, dar mă vedeți că în român nu, o spun în rus, că în român nu știu dacă sună cum. Tot timpul ne spunea, rebeata, nici voi ne igraite, vseu berite iz jizni, e nici voi igraite. Adică, înțelegi? Da, da, Dacă e vreo 5 te... din de cum la noi se filmează? Păi... Dar până ai mai la ultimul serie, la uh, ultima. Corect, dar uh, Noi, actorii, trebuie să avem un ochi de observație, un spirit de observație foarte bine dezvoltat. Și noi, când facem rolul, îl îmbogățim. Stai, mai dar cum? A, ah, băi, dar am văzut un... A, ah, uite, uite, da, 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 da. Înțelegi cum? Și luăm de aici, de acolo, de dincolo și plămădim personajul respectiv oameni best la, 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 viața mea, am văzut foarte mulți la țară, în primul rând că am fost uh, rudii, rudi, părinți, de peste tot, și, adică spiritul ăsta de observ. I-am prins foarte bine comportamentul unui om beat de la A până la Z, cum ajunge, adică și când faci un personaj din ăsta care tot așa ți imaginezi, băi, l-am văzut până la uite, el din tăi era așa, pe urmă așa, pe urmă așa, pe chiar când era jos, am tot mai, mai dă de din arii, știi cum? Eu vreau să vorbim un pic despre recuzita vestimentar. Așa cum am și menționat, eu pe Fiodor Fiodor îl cunosc cu acele haine de când mă țin eu minte. Culmea că sezonul 3 cu acele haine nu se mai schimbă. eu nici nu știu cum să formez întrebarea asta. În ani de zile. Uh -huh. Voi hainele astea după filmări păstrați în șcaf undeva. Bineînțeles, aceia pantaloni mi personali. Roșii. Dar ei oricum sunt situații la filmări. Nu... Sunt... Bine, se spală, bineînțeles, că nu umblăm. Da. Se spală, este costumera care are grijă de costum, să fie călcate, să fie... Dacă trebuie murdare, murdărite, dacă trebuie curățate, spalate, adică... Dar costumul de în ani, el e de la începutul orei de rasă. exact, de asta și zic, de când eu văd în minte, pantaloni și roșii, roz, ceva de genul. Da, da, da. Ă, asta Dar vezi ca... că nu deranjează mult. Omul nu-și pune întrebarea, ce omul ăsta îmbrăcat îmbră de 10 ani zile în același haine. Pentru că ai impresia că totul se petrece azi. Da, Chiar dacă da. te uiți la 10 ani în urmă și poți să la o serie de acum, adică nu știu cum timpul dispare, nu spui problema asta. De ce omul ăsta îmbrăcat, nu m-a îmbrăcat numai în costumul ăsta? 10 ani de zile aproape. De ce vreau să mai fac încă o întrebare. Iată, așa cum ne de prins să-l vedeam pe Fiodor Fiodorici în hainele astea, în opinia dumneavoastră, că e timpul să-l mai vedem. Cu siguranță o să mai fie. Și cred că tot, pentru că eu, eu îmi imaginez că dacă schimb Cercă hainele... Ce ar trebui să să vestimentația? Mi, mi, el s-a mai schimbat, dacă ai mai văzut acolo, este o secvență, dacă ai mai văzut când vine doamna din Italia, noi facem acolo o masă și eu, acolo sunt alte haine. Ah, da, da. Într-o cămașă. Uh -huh, uh -huh. Dar în general, când spui Fiodor, 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 trebuie să vezi hainele astea. Adică uh -huh, uh -huh. nu-mi închipui să, să apară în alte haine. Exact. Cred, eu cred că dacă s-ar schimba Hanley s-ar pierde personajul. Parcă ar, ar trebui să facă alt personaj. Sezonul 3, ultimul episod. Uh, Irina Boclinca sau mai bine zis, Simona uh -huh. în, în rolul ei ca fică strânge o jumătate de sat, toată mahala. Da, da. Facem o sărbătoare, și anunță acolo că eu gata, nu m-am murit uh -huh. cu Sioma. Și asta trebuie cumva să <coughs> cunoașteți toți. Asta, iarăși, cumva pentru noi ar fi că Irena Boclin și Petru Gaibu pleacă din proiect sau de la jurnal? Poate fi cu ca și plecarea la Moscova. <laughs> nu știu dacă și a Irenei. Bănuiesc, eu nu știu, nu cunosc. Dar iar zic, poate fi ca și plecarea. Unde? Sos la Moscova. Noi cam... Așa și aici, cred că posibil că să nu mai fie... Că Petru e deja Gaibu și... Proiect, în pare. Petru Gaibu. Îmi pare că, da. De ce? Posibil, eu nu știu, adică aici e iarăși... De ce întrebi? Că... Pentru că Irina Boclinc de o perioadă de timp e, este stabilită în România. E la București, dar ea vine, că când are zi de filmare vine, se stabilește în uh -huh. timp grafic, are timp, îi se dă, se dă după ea când are ea timp și când poate veni. Dacă nu se face online o scenă acolo cu laptop, oricum, e, este cumva. În Cum Italia, au și fost. Cu baba. Apropo, ale care sunt toate scenele care da, sunt da, peste Skype. Ea, într-adevăr, de pe la București sau la Mare, într-un timp era și de acolo a vorbit, adică i s-a scris la zi. Cumva să fie și ea în, dacă fizic nu poate veni? Cumva prin Skype. Ce se face? Noi e, e să așteptăm sezonul 4? Eu cred că da. Iar și eu nu cunosc, pentru că decizia nu o luăm noi. Ce facem, filmăm sau nu filmăm, nu ne spune. Totul depinde de unii bani. Bani, dacă sunt... Probabil se mai vede un feedback dacă se e nevoie, lumea cere sau nu, din comentariile care sunt, vedem că lumea vrea și sezonul 4. Depinde la ce se gândește direcția jurnalului. Cam tristuț. Noi am așteptat o nuntă, dar iată am așteptat, s am văzut da, în... în... serial așa, de exemplu la Ruș, cât Ați dat motivii cumva, de poate s-a Simona. Da, da, în orice zi poate să împace, de ce nu? Sigur Probabil. că da. Apare alt miri, care e problema? Cum au apărut mm -hmm. și alți vecini, alte personaje... Mm -hmm. Da, nu da. mi-aș pune întrebarea de ce a apărut sau de ce a dispărut. E important să fie în contextul istoriei. Noi vorbim despre bani. Filmările astea sunt destul de scumpe. Nu prea toți sau nu prea mulți, mai bine zis, să aruncă să de bani pentru astfel de proiecte autohtone. Dar actorii din asta putem să zicem că trăiesc la Hollywood. Nu, nici pe departe. Sau așa e un fel de... Eu de... nu vreau să spun cât, e că e foarte puțin. Adică voi, voi primiți banii pe un sezon filmat pe la ziua, capăt. De filmare, ah, ziua, ziua, ziua de filmare. Ah, pe ziua da. da. Uh -huh. Să înțeleg dar dacă se tărăgănează lucrurile... Dar nu străduim nimeni să le tărăgăneze. Acolo merge foarte bine. Acolo de... merge foarte bine producția. Bun, dar nu se fugărește. Se filmează... În, În cât normal. timp se filmează un sezon, de regulă? Noi no, ai... Trei săptămâni. Fiecare zi mergeți? Și... Nu, bă, cinci zile pe săptămână. Cinci zile pe săptămână. Filmările poate durează de la 9 dimineața până la 1 noapte. Sau de la 9 dimineața până la ora 4. Depinde ce ai de. Ce este programat pentru ziua dată să filmezi, să se filmeze. Eu am să recunosc aici în premieră că asta este uh, serialul meu preferat autohton. Eu l-am, toate Mersi. trei sezoane, le-am privit nu știu de câte ori. Așa. Ele sunt uh, episoadele scurătoți și chiar foarte, foarte de admirat cumva. Nu trebuie să stai cumva, nu știu, cum ne-am obișnuit noi. Absolut. Serial. Pentru asta și s-a făcut fără mari probleme, cheturi, ce a vrut să zic. Nu. Simplu să vedem uh, viața frumoasă de la țară. Cu de minunate, cu lumea de acolo, cu obiceiul de zi cu zi, zi, zi când nu se întâmplă nimic. La sat nu se întâmplă nimic. Dar viața merge înainte și e interesant. Eu cândva aveam o curiozitate, mai căutam prin comentarii, nu știu de ce, tu mai legat eu de chestia asta, <coughs> pentru că, iarăși, mie când îmi place și imaginea și muzica, eu sunt interesat mai mult să aflu despre imaginea totalmente. <coughs> casa asta unde voi filmați. Bine, voi ați filmat câteva în timp și ora de ras și Italia patria noastră, dar am la casa, casa asta... Eu vreau pur și simplu, nu știu dacă eu am ghișit unde este ea. Ea este la Trușeni? Da. Înseamnă că am ghișit. La Trușeni, da. Și voi tot serialul ăsta îl filmați aici la Trușeni? În satul Trușeni, da. Trușeni. Dacă mai trebuie schimbat locația, mai se mai vorbești cu cineva, mai Uhum. Ne mai permite să mai filmăm într-o ogradă. De exemplu, în seria asta chiar s-a folosit trei ogrăzi, pare mi se, ca și în precedentul sezon. Se vorbește cu lume, lumea, lumea deschisă, foarte deschisă, dischi, foarte ne permite și în casă dacă trebuie și... E, acolo bănuiesc eu că... Dar o grada de bază a lui Fiodor Fiodor și la domnul Constantin. Acolo la fel sunt, trăiesc oameni. Este în mama de... domnului Constantin, da. Dar noi venim acolo, noi afară mai mult. Grade, prin o gradă, prin bieșu. <laughs> în grădină. Mai mult bieșu. Bieșu, da. da bieșu bie. ăsta e legendar, apropo. Acum am prezent, ca proiect activ, Baba Eliana este la jurnal. Da, da. Iată, eu aici vreau să vă întreb. Cât timp încă Baba Ileana o să-și bată joc de politicieni moldoveni? Dar nu-și bate joc, ea atenționează. <laughs> <laughs> da, nu, P cât timp, atâta timp cât ei o să fac bazaconii. <laughs> Baba Ileana stă la pândă și stă de veche să nu... să le arate din deget atunci când ei greșesc. Aceste sketcheri, ele intră pe placul tuturor? Mă referăci la politicul nostru? Sau după? Mai sunt, mai dă câte un telefon cineva și... Aș... Nu, de când sunt eu, nimeni nu m-a telefonat uh... Nimeni nu mi-a zis de ce faci Chiar deloc Cu toate că lumea întreabă, dar nu vă temeți, dar nimeni nu v-a zis nimic Nu va Slavă Domnului, încă nu și sper să nu. Chiar și pe timpurile când uh, s, uh, era ură doi, 3 ani în urmă. Vremurile bune, numai că bune Da, da, da. Adică nu, nu, nu. Și chiar să se întâmpla, chiar să ne vedem unii ori și niciodată nu mi s-a reproșat că i vezi tu că prea... Niciodată. Textele um, scrise pentru aceste sketch-uri, întotdeauna sunteți de acord cu ele? Adică vă intră... Cred că da. În mare Pentru, Pentru cumva, aspirațiile mele politice, nu știu, mm. coincid cu ale autorului și cu ale postului de televiziune, probabil. Niciodată n-am scos un cuvințăl din ce-i scris. Bine, eu voiam acum Chiar să vă întreb... nu, nu mi-a plăcut. Bun, mai rar s-a întâmplat că nu, nu... Spuneam ce mi se scria acest... Tot spuneam. Voiam să vă întreb... Uh... De ce jurnalul? Dar eu mi-am dat singur, mi-am răspuns la întrebarea asta de ce ați rămas la jurnal până astăzi. Pe lângă jurnal, dumneavoastră ați căpătat în societatea noastră un nume deja bine, bine stabilit pentru asta, pentru astfel de sketch pentru paroluri, în ceea ce privește, nu știu, unele emisiuni de divertisment. Ați avut unele propuneri cumva mai... Nu. N-am avut nu? nici de la un post, nu. Nu. Pentru că oamenii întotdeauna când își capăt o nume, știți că ei... Nu, dar eu cred că este chestia asta între televiziune, adică dacă ăla e acolo, cum să-l... Poate când am o dispare din... de pe sticlă, poate atunci vine altul și zic, băi, văd că nu mai ești, poate vii la noi. Uh -huh. Poate, eu nu știu cum e chestia asta. Dar din moment ce sunt acolo, adică îți dai seama, nu poate unul să că ai din la mine. Nu știu dacă au fost propuneri poate la colegi, parcă n-am auzit. Ce mai... Mai ales că își dau seama că ține, personajul ține strict de emisiunea dată. Uh -huh, uh -huh. Eu dacă și o să mă duc, nu pot să mă duc cu personajul Exact, ăsta. Cu, pentru că e un proiect al televiziunii. Dar să zic, <laughs> uite, avea în conceptul ăsta, ai vrea, ai poți să faci sau nu, sau te interesează. Nu pot să mă duc cu baba la jurnal, la alt post de televiziune sau nu știu unde. Adică n-ar fi corect din partea mea, eu nici nu vreau să fac lucrul ăsta. Dacă mi-ar na. Munca la jurnal TV, în opinia dumneavoastră, ce... Bine, în afară de salariu, mm -hmm. ce v ce vă oferit? În primul rând, mi-au oferit oportunitatea asta de a de a spune lucrurilor negative pe, pe nume. Oțiile care se fac, jocul politicienilor, care nu este curat în unele, în cele mai dese momente. Asta, cumva, iarăși mă repet, aspirațiile mele politice coincid cu ale postului de televiziune, adică tot timpul așa a fost. Și tot timpul am vrut, adică să să fiu obată, ori cum să zic, a, a nedreptății. Și în momentele când era atunci, cu Partidul Democrat, cu chestii, cu, da. cu tot, cu tot, și trebuiau spuse lucrurile alea într-un fel ca să le înțeleagă lumea. Toată lumea, nu numai ce vedem la televizor dar de desuturile care mai greu ajung la oamenii simpli, trebuie spuse cumva și să aveți această modalitate de a... Și acum alte lucruri care se fac și lumea nu... Bun, nu mai vreau să spun tot chiar. Tot lucruri care se dar fac o să acuma, spuneți. Le... Iarăși, Baba Leana le spune la oameni, le deschide ochii. Uitați-vă ce se cu adevărat. Nu e asta ce credeți voi, că vine gazul ieftin și Scopul e altul. Dar la omul de la țară, numai așa cred că ajunge informația corectă. Aveți voi mare noroc că ați început proiectul Baba Eliana după Voronin. S-a fost Voronin la putere? Da, nu cred. Dar el era, îmi pare. A, nu, nu, nu. No, no, no. El plecas în domino. Pleca. El nu no. răbdau. Ei, da, am trecut noi de ea și vă rog să fii serios. Okay. Așa. În primul rând, lui îi plăcea, apropo, Dan Mierin, că îl făcea pe mm -hmm. de lui, îi plăcea cum, asta, cum Dan îl face. Dumneavoastră sunteți printre, nu opinia mea, iarăși, puțini actori din țara noastră, unde împreună cu soția jucați și în rol de soț și soție sunteți. Mm -hmm. Eu am aflat, pe bune am aflat că Mihaela este soție dumneavoastră, sau mai bine zis Tania, pe care o cunoaștem noi cu Fiodor Fiodoră, mm -hmm. Fiodoră am da. aflat tocmai în sezonul 3. Ah, că e și soția mea. Soția dumneavoastră. Păi, dar, <laughs> după familie, nu vedeai că e oistec, dar mi-a nu, nu, pe nu? bune, iată, mie mi s-au aruncat întotdeauna Fiodor Fiodoră și Petru oestric, Petru Gaibu și mie nu mi s-au aruncat în... Ah, eu vreau aici să începem cu începutul. Eu știu că dumneavoastră ați mai vorbit. Încă din primii, dumneavoastră activitate, primii ani de activitate în teatru ați cunoscut-o? Da, cam da. Adică prin 95, primii, da, bă. Nu din 93, dar 94, 95. Așa. Noi știm cum e la filmări pentru nu știu, pentru toți se crede eu acolo, mai, mai trage un ochi mai încolo. Cum îi filmez alături de soție? Eu cred că bine, voi sunteți actori de meserie, dar totuși Piii. este soție și soțul... Uh... Păi nu contează, acolo noi suntem actori, dacă ea mă bate sau mai erau pe scene pe acolo, sau strig sau asta, noi acolo suntem, dar imediat după ce spune stop camera, noi suntem noi, adică nu, nu rămânem certați că ne-am certat acolo. Da, uneori și ieși și luați de acasă să mai reflectă în filmare? Aveți, gen, nu știu. Nu știu, noi niciodată nu, nu cred că luăm la personal chestia asta. Uh -huh. nu, nu cred. Adică aș vrea să cred că nu e așa. Treci uh... ce în familie, rămâne în familie. Deci, de ce iartă, iartă. Adică separăm lucrurile. Și chiar dacă suntem, să zicem, ești certat acasă, și a doua zi de filmare, tu nu poți zici că nu mă duc, eu m-am certat cu Mihaela, de exemplu, sau... Nu, te duci și filmezi, care e problema. Dar iată, chiar și în Italia, patria noastră, mai sunt actori a, care joacă alături de soții, de soț? Sau sunteți mm, unicul cuplu? Cam unicul, da, că atunci când s Când ne gândeam cine să fie soția, tot ne gândeam cine a început nu vrea pentru că ea nu vrea să fac politic, ea nu vrea să. Uhum. dar pe urma a acceptat, și adică, din star s-a gândit cumva să, ne, să cum să se, să se potrivească nu putea fi oricine, știi cum. Uh -huh. Uh -huh. Și acum, într-adevăr, când te uiți la cuplu ăsta, cumva să. Is... <laughs> Extraordinar. Is... Da, da, adică trebuia cumva să fii plăcut și la ecran. Și asta pentru cei care urmăresc, care au urmăresc serialul, când. Bine, nu știu dacă toți știu neapărat. de cum am, am mai zis, că. că... știu, da. <laughs> Da să zic, băi, dar ești sunt nebuni dacă <laughs> acasă. Am parcă cineva îmi trebuie, dar e la casă, e tot așa, cum e și eu zic, nu, nu. <laughs> nu sunteți scandalagiu, chestii nu, gelos, Nu, poate... nu, nu, eu tot timpul mă... Deja cu anii probabil s-a format chestia asta, tot timpul evit. Evit să ne certăm, adică eu dacă simt că e ca încă două, trei vorbe și bine e scandalul, eu mai bine mă, mă abțin. <laughs> nu, nu, îmi place, pentru că pe e foarte greu de de readus totul înapoi deci ca să, mai bine să evităm lucrurile să mai bine să nu, să ne certăm, să evităm. Și eu tare minuțios fac treaba asta, evit să mă cer cu soții. Toată iubirea voastră din familie și de pe scenă, iubirea voastră comună, vă dorit doi copii, două fete minunate. Da, două uh, putem să spunem astăzi că fetele sunt mari și curând un tată socru? Sperăm, da. Știi, deci, cu una din fete... Da, Andreea, fica cea mai mare, e deja stabilită la București, lucrează în domeniul financiar. Mm -hmm. Sofia, a doua fiică, e clasa 8 -a și e cu noi. Chiar lu joacă într-un spectacol în dosarele Sibieriei, pe care vă recomand să le vedeți, în regia lui Petru Hadârgă. Un spectacol foarte bun. Și acolo joacă spectacolul să s-a făcut pe, pe fapte reale care au avut loc cu deportați de -a noștri în Siberia și a joacă o, fi, o, o, doamnă care acum mai în vârstă, dar care atunci când a fost deportat avea șase ani. Și mi-a scris o carte și pe baza la cartea asta și a câtorva istorii încă s-a făcut spectacolul dosarele Siberiei și Sofia joacă în spectacolul ăsta un copil din ala deportat. Acum o să mă întrebați dacă vrea să fie actriță sau nu, nu știu. Ea zice că nu. Nu? Da. De Dar ce? nu știu de ce, cam toți actorii, nimeni nu vrea foarte insistent, te rog să fii actriță sau actor, nu, nu știu, n-am văzut așa. De obicei, Dar îi de... place ce ce face, Ce... Ei place, ea, ea joacă foarte bine, apropo, dacă vreți să veniți la, să o vedeți, ea foarte bine să-ți cu rolul. Foarte bine. Pentru mine, cumva, fata, fata asta mare, cumva, de ce nu mers să... Sau... Nu știu, noi i-am lăsat picopi, acel, pe copii, pe Andreea, mm -hmm. da, i-am lăsat-o să-și aleagă singur ce vrea, fără ca să... Deci, fără ca să influențăm cumva, hai te rog, poate actriță, nu... V-ați cunoscut cu Mihaela în sala teatrului? De spectacole, da. Așa cum am și zis, am, asuc... am privit, am ascultat cum, cum s-a întâmplat această da, întâmplare. Da, am mai spus-o în mai multe... Eu vreau să vă întreb acum, după ani de viață trăiți împreună, uite, care a fost acea primă calitate care v-a tras atenția atunci când dumneavoastră ați înțeles că o stăraia pe pâtca de pâtca? Uite, a pe pâtca. Bun, în primul rând, când nu cunoști un om să uh -huh. l vezi, tot îl vezi, să l vezi, ce te vrea? frumusețea, în primul rând, nu? De acord. Păi asta m-a copleșit și pe mine, frumusețea ei. Ai pe urmă de acum inteligența, ea e o, o femeie foarte deșteaptă, dar asta am descoperit pe urmă. Dar, și era în rol de spectator, dumneavoastră nu Bun, știi, era spectator, în rol de spectator, dar știam că e studentă la Institutul de Arte. Ok, adică... Da, da, da. Uf. Și da, frumusețe și după aia restul. <laughs> Eu vreau să vă întreb pe final Fiodor Fiodorici, cum ne-am obișnuit noi, sau domnule Oistric, care este cea mai importantă calitate de care trebuie să dea dovadă un actor pe scenă sau într-un rol de cinema, film, ca să fie el sincer cu spectatorul. Cum se cădenia actorului și nu în ultimul rând talentul. Pentru că dacă nu ai talentul, nu ai cum să transmiți elora publicului sau celor din partea cealaltă a sticlei, n-ai cum să transmiți emoția. Poți să te desface în 10, dar dacă nu este talent, nu cred că reușește. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru. Nu știu dacă ați mai fost la vreun podcast. Ah. N-am fost, dar tare vroiam să vin aici. Dar, dar pe alții am refuzat. Dar aici mi-am mi dorit mult. să vin. Vă mulțumim foarte mult. Când am auzit că e tu la Ciocana, zic domnule dar las că mă duc eu și la Ciocana. Cioc Ciocana are legende. E legendară nu, pentru... sigur, spun, măi, dacă era prin centru, pe aici, pe undeva, sau... Ah, nu știu. Dar zic, hai, hai, că mă duc. Îi spuneam și lui Mihaeli, zic, măi, că pe centru, dacă și la Ciocana trebuie să mă duc. Du-te, du-te, că băiatul cel așa de tare. Iau ce frumos o scris mesaj aici. Zic, hai, că mă duc. Ne face o plăcere și o onoare. Da, eu propun pe final invitar. să... Mai dăm o da, un 50. Sănătate și mulți ani.